Porumbele sunt fructele porumbarului, un arbust sălbatic care crește la câmpie sau în zonele montane și care poate atinge 3 metri înălțime. Fructele sunt recomandate în dureri de stomac, afecțiuni renale, tuse convulsivă sau stimularea digestiei. Sunt folositoare ca și dezinfectant al căilor urinare și în tratamentul artritelor. Dintre toate fructele de pădure, porumbele sunt cele mai bogate în tanin. Conțin totodată minerale importante precum calciu, potasiu, zinc, fier, cupru, sodiu, magneziu, dar și vitamine precum protavitamina A, vitamine din complexul B și vitamina C. Conținutul mare de tanin, acesta fiind un antioxidant puternic care acționează asupra imunității organismului, le conferă porumbelor calitatea de dezinfectant puternic. Taninul acționează în locurile pe unde trece, începând cu cavitatea bucală, unde îndepărtează tartrul de pe dinți, apoi în esofag, unde acționează ca un ulei asupra unor amigdale bolnave și ajungând în stomac, unde devine un pansament pentru toată flora stomacală. Porumbele stimulează imunitatea, ferind organismul de răceală și gripă, tonifică oasele, dinții și unghiile. Potasiul conținut de aceasta ajută la o stabilizare a pulsului inimii și reglarea hipertensiunii arteriale. Consumul de porumbe crește pofta de mâncare. Pentru proprietățile lor terapeutice se folosesc sub formă de decor, suc, compot, sirop, gem, cidru, ceaiuri, vinuri, must sau combinate cu miere. În scop medicinal, de la porumbar se mai folosesc florile, mugurii, frunzele și scoarța. Florile se culeg imediat după înflorire, una câte una.